Știri, Nicu Șordan pornește vânătoarea vânzătorilor ambulanți. Primăria Capitalei vrea să le dea puteri sporite polițiștilor locali, care vor avea voie să confiște marfa celor care își comercializează produsele la colți de stradă. Proiectul acesta, care prevede amenzi de până la 2000 de lei, a fost votat în Consiliul General. Situația vânzătorilor de stradă se va schimba în curând. Polițiștii vor putea să le confiște marfa. Ceea ce se amenda înainte, în plus, această hotărâre doar introduce și posibilitatea de a confisca. Amenzile sunt mari, între 1000 și 2000 de lei pentru persoanele fizice și până la 5000 de lei pentru cele juridice. Cei mai afectați sunt însă pensionarii care vând flori sau fructe și legume la colțul străzii pentru a avea bani de medicamente. Ce am aici, ăsta de diabet, lăsați-ne să putem să trăim, să ne luăm tratamentul, să trăim, că și așa n-avem cu ce. N-am de unde să le dau, uitați. Ia uitați ce cumpăr aici. Și mai am încă 3 sacoși. Să ne lase în pace că suntem amărâți, să nu mai ne compiște. În fiecare zi, doamna avocată îmi cumpără flori. Dă milă, dă milă, cumpără flori. Unii consilieri au ales să se abțină chiar din acest motiv. Chiar mă îngrijorează, să știți, acest aspect și mai mult decât atât, nu înțeleg cu ce o să schimbăm lucrurile dacă le confiscăm pătrunjelul sau niște mărțișoare poate făcute ilegal, vândute acum de niște copii pe stradă. Cred și eu că se dă ca liber abuzurile, cred că mai sunt multe proiecte în capitală de rezolvat înainte de a amenda bătrânii și cei care vând fructe, legume, pătrunjel și așa mai departe. Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru și 13 voturi împotrivă. Hotărârea urmează să producă efecte de îndată ce va fi adusă la cunoștință publică.